Așa arată un generator, aici avem două, sunt identice cu cele care le avem instalate pentru lansare. La prima vedere, noul sistem e bazat pe același principiu simplu al rachetelor antigrindină. Un dispozitiv trimite un amestec încălzit de acetonă și o dură de argint către norii de joasă altitudine. În urma acestei operațiuni se formează nuclee de condensare care produc precipitații. În punctele de lansare din județul Vrancea sunt deja instalate 10 generatoare terestre aduse din Croația. Efectele sunt măsurabile. După utilizarea generatorilor terestre timp de 3 ore, am avut o cantitate precipitată la sol cuprinsă între 2 și 5 litri. Pentru ca proiectul să devină funcțional, e nevoie de ajutorul autorităților locale. Generatoarele trebuie să fie montate în zone de deal și munte, iar primarii ar trebui să identifice terenuri disponibile. Deja m-am și gândit așa la locații, dar să vedem în funcție de, bănuiesc că se fac mai multe studii, vorba de curenții de aer în zona de amplasare, eu știu, altitudine. Anul acesta fermierii care n-au putut să irige au pierdut recolte întregi. La culturile de primăvară, adică porumb, floarea soarelui, calamitate 100%, acolo unde nu am avut irigații. În acest an, seceta a afectat o suprafață totală de peste 800.000 de hectare în 38 de județe. Cel mai mult au avut de suferit culturile de grâu, porumb și floarea soarelui. Stimularea precipitațiilor se face și cu ajutorul celor două avioane special echipate împrumutate de la vecinii bulgari. Datorită tehnologiei de la bord, acestea pot genera în timpul unui zbor între 14 și 30 de litri de precipitații pe metru pătrat.